mulțumesc pentru că ați venit în această seară. Niciodată schimbările astea de zile nu ajută, dar când nu-i de ales, nu-i de ales. Haideți să plecăm capitolul și să cerem ajutorul Frai. Te laud, Doamne. Îți mulțumesc pentru seara aceasta. Pentru frații mei. Doamne, călăuzește-ne Tu. Luminează-ne viețile și ajută-ne să fim folositori. Amin. Suntem la seminarul numărul 4 cu privire la valori. Am trecut prin lucrurile de valoare, lucrurile fără valoare. Vrednic, nevrednic, bun și rău. În această seară vreau să vorbim despre folositor și nefolositor. Urmând ca apoi săptămâna următoare, avantajos, neavantajos, important și neimportant. Deja am văzut în cele 3 săptămâni care au trecut cât de importante sunt lucrurile pe care le prețuim. Cât de diverse sunt. Câte domenii ating, acoperă. Și câte sunt lucrurile care atârnă de ele? Cu privire la folositor, nefolositor, dacă luăm proporțional textele din Noul Testament, cu privire la a fi folositor, sunt mai puține. Avertizarea mare și textele multe sunt cu privire la nefolositor. Desigur, acum aproape 100 de ani, când a fost tradusă versiunea pe care o folosim noi, aveam alte cuvinte care foloseau, care erau în uz. De exemplu, avem cuvântul zadarnic sau netrebnic. Ele sunt apropiate ca și înțeles și astăzi folosite mai puțin. Primul text este din 2 Timotei 2,21. Cuvântul spune: dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă citești mai jos și mai sus, îți dai seama care sunt lucrurile de care trebuie să te curățești ca să fii un vas folositor stăpânului. Toate referințele de acolo sunt de natură morală. Textul spune mai departe: fugi de poftele tinereții și cunoașteți locul acela din Scriptură. Ideea este următoarea. Dacă vrei să fii folositor stăpânului, trebuie să fii un vas curat. Un vas sfințit. Un vas de cinste. De la început, lucrurile se așează în felul acesta. Dumnezeu va putea folosi pe cineva dacă acea persoană are această prioritate a curăției, a sfințeniei. Referința din 2 Timotei 4:11 este cu privire la Marco. Textul spune așa: numai Luca este cu mine. Ia pe Marco și adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă. Hai să spunem câteva cuvinte despre relația dintre Pavel și Marco. Nu a fost dintotdeauna cea mai bună. Marco era rudenie cu Barnaba, așa? Când au mers ei trei în prima călătorie misionară, cartea Fapte ne spune
că la un anumit moment Marcu n-a mai vrut să meargă. Și s-a întors acasă. Când Barnaba a vrut din nou să-l ia cu ei într-o călătorie viitoare, Saul a spus nu. Cu toate acestea, aici, la sfârșitul vieții, Apostolul Pavel spune despre Marcu, îmi este folositor pentru slujbă. E așa de greu să revii. Ai avut o relație bună cu cineva, datorită ție acea relație s-a rupt, încrederea s-a pierdut și cel mai comod este să le lași lucrurile așa, în cădere liberă. Dar Marcu are puterea să revină. Și la sfârșitul vieții, Apostolul Pavel vorbește despre el în acest mod relativ unic. Îmi este folositor pentru slujbă. Dacă prima referință din 2 Timotei 21 e cu privire la cât de folositor ești pentru Dumnezeu, vasul de cinste, vasul sfințit care este folositor stăpânului. Cea de-a doua referință, 2 Timotei 4:11, este cu privire la legăturile dintre noi. În lucrarea lui Dumnezeu, ești de folos pentru cineva. Ești într-o lucrare pe care o coordonează cineva și tu ești acolo un om de folos. Așa ceva avem aici, cu privire la Marcu. Următorul exemplu este din același domeniu a relațiilor dintre oameni. Este în cartea lui Filimon, versetul 11. Știm istoria din spatele acestei cărți scurte, așa e? Onisim a fost un sclav care a fugit de la stăpânul său. Stăpânul fiind Filimon. Pavel îl întâlnește pe Onisim, fugar, la Roma. Îi propovăduiește Evanghelia și Onisim îi spune istoria lui. Uite, stăpânul meu este Filimon. Am fugit de la el. Acum am devenit creștin. Ce să fac? Pavel îl cunoaște pe Filimon. Și Filimon era frate. Și scrie această scrisoare pe care Onisim i-o duce lui Filimon. Și versetul 11 spune așa. Onisim, care altădeată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Onisim este omul care a avut parte de schimbarea vieții. Omul restaurat. Nu este o istorie la fel ca lui Marcu. Marcu era creștin când s-a rupt legătura dintre el și Pavel. Onisim era păgân când s-a rupt legătura dintre el și stăpânul său. Dar în privința lui Onisim lucrurile sunt mai adânci. Onisim este proprietatea lui Filimon. El e sclav. Filimonul poate să facă cu el ce vrea. Ia lui. Și în această situație intervine Apostolul Pavel. Și spune, primește-l înapoi. Altădată nu ți-a fost de folos, dar acum ți este folositor. Pentru că este un om care a avut parte de schimbarea vieții. Un om restaurat. Acestea sunt cele trei referințe din Noul Testament cu privire la a fi folositor. Toate celelalte pe care le luăm vor fi cu privire la nefolositor. Înainte de a merge la ele, haideți să ne adunăm pe acestea. Curăția vieții, sfințirea, ne fac pe noi oameni folositori stăpânului. Vedeți, deși vorbim despre valori, suntem într-un domeniu în care
noi sau anumite atitudini, trăsături, lucruri sunt utile, sunt de folos. Altele nu sunt. Vedeți cât de vast este domeniul lucrurilor care au valoare. Haideți să le luăm pe rând pe cele nefolositoare. Ele nu sunt aranjate în ordinea cărților din Noul Testament, ci într-o ordine logică pentru a ajunge la un punct culminant. Apostolul Pavel le scrie celor de la Filipi, de la Efes. Cu privire la gândurile celor păgâni. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Efeseni 4:17. În, și la noi scrie, deșertăciunea gândurilor lor. Oameni care au gânduri nefolositoare. De aici încep în viețile noastre lucrurile nefolositoare. Desigur, primul lucru la care noi ne gândim atunci când auzim de ceva nefolositor, ne gândim la lucrurile pe care le avem pe lângă casă, nu? Asta îmi trebuie, asta nu mai trebuie și caut să scap de el. Asta e un mod foarte restrâns, limitat la a vedea acest subiect. Toate încep aici. În mintea mea pot fi gânduri care nu mi-aduc niciun folos. Nefolositoare. Nu mai trăi așa. Apoi, cuvinte nefolositoare, dar referința din Matei 12:36 spune așa: în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Începe de aici. De la gânduri, te rog. Nefolositorii mai ușor de scuzat. Poate fi și în plus. Nu ajută la nimic. Nu face neapărat rău cuiva. Nu jignește pe cineva. Dar nu duce la bine. De aceea e așa de alunecos terenul aici. Că vedeți, noi vorbim vrute și nevrute. Multe. În diferite situații. Adesea ne găsim în cercuri mai restrânse că vorbim ceea ce nu neapărat jignește pe cineva. Dar nici nu ajută pe nimeni. Da, te rog. În greacă aici înseamnă totodată la employ. Deci cuvântul nefolositor din Matei 12:36 în Strong Concordance se traduce de asemenea la employ. Ceea ce înseamnă un cuvânt care nu și are nicio noimă, nu și are niciun rost. E un cuvânt în plus. Nu este un cuvânt dat pentru vii la biserică mâine, da, și pui în practică. E un cuvânt care nu se aduce niciun folos. Hai să vă dau un exemplu, că avem oarecum o ilustrare. Același termen apare în 1 Timotei 5:13. Acolo scrie așa. Totodată se deprinde, este vorba despre surori, femei. Totodată se deprinde să umble fără nicio treabă, din casă în casă, și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scotitoare, vor și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Aici e. Nu spune că vorbesc lucruri rele. Dar sunt lucruri pe care nu trebuie să le vorbești. Iar, încă un exemplu, Tit 1:12. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis: cretanii sunt întotdeauna niște vincinoși. Niște fiare rele, și acum atenție, niște pântece leneșe. Acela e termenul care e tradus leneș.
În mintea mea pot fi gânduri care nu sunt de niciun folos. Vedeți? Spre deosebire de întâlnirea anterioară, când lucrurile erau alb-negru, bine și rău. Acum, am spus, nu e așa mare problemă, nu? Astea sunt folositoare, dar astea nu sunt rele. Doar că sunt nefolositoare. Dar textul din Matei 12, cu privire la ziua judecății, le așează la aceeași greutate cu cele rele. Pentru că noi ținem minte, noi am avut texte acum o săptămână cu privire la cele rele și legate tot de ziua judecății. Apoi, gânduri nefolositoare, cuvinte nefolositoare, credință nefolositoare. În Cornelescu scrie credință zadarnică. Referința este Iacov 2:20. Este foarte cunoscut. Credința fără fapte este zadarnică. Sau nefolositoare. Și textul acolo spune, da, și dracii cred, și sunt fioară. Deci nu-i duce departe. Arată-mi ceea ce crezi din ceea ce trăiești. Credința din fapte. Dacă e fără fapte, nu-ți folosește la nimic. E în zadar. Vedeți? De la gânduri, la cuvinte, la credință. De aceea, ceea ce afirm că aș crede, trebuie să practic, trebuie să trăiesc. Noi știm cât de ușor este să vorbim cu privire la credință și cât de greu este să trăim ceea ce profesăm că am crede. Apoi, tot în Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 26. Dacă cineva este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Nu este de niciun folos. În capitolul 2, leagă credința de fapte. În capitolul 1, leagă religia, practicarea unei vieți spirituale de înfrânarea limbii. Ceva foarte aproape de cuvintele nefolositoare de care am vorbit în Matei 12. Versetele acestea vin să ne ajute pe noi într-un domeniu, aș spune, relativ gri. În viață trecem prin atâtea situații în care vorbim atât de mult. Fiecare dintre noi ne surprindem în împrejurări în care ne spune, măi, asta nu trebuie să ne spun. Nu au fost neapărat lucruri rele. Dar nu au fost nici folositoare. Nu trebuie să le spun. Am nevoie să învăț. Să-mi înfrânez limba. Iacov va reveni în capitolul 3 la subiectul limbii și spune un foc mic, ce pădure mare aprinde. Fiecare om are dificultăți în privința aceasta. Vrei să vorbești. Să spui. Dar nu întotdeauna e de folos ceea ce spun. Nu întotdeauna. Am nevoie. Pentru că viața mea de credință, viața mea de om religios, de om credincios, să fie folositoare, am nevoie să-mi înfrânez limba. Poate textul cel mai cunoscut în privința a ceea ce este nefolositor
Deși în traducerea Cornelescu apare cuvântul netrebnic, este cu privire la robul din capitolul 13, Evanghelia după Matei. Aruncați-l în întunericul de afară pe robul acela netrebnic. Ce-a făcut robul acela? N-a dat hrana la vreme. Stăpânul e plecat, întârzie să vină, mi-a dat ceva de făcut și nu fac. De asemenea, e rob netrebnic și cel care ascunde talentul. Când stăpânul ți-a dat ceva de făcut, indiferent ce este acel lucru, eu trebuie să-l fac, tu trebuie să-l faci. Altfel ești rob nefolositor. Noi am avut deja referința din 2 Timotei, chiar la început. Vasul care se curățește, vasul de cinste, vasul sfințit, este folositor stăpânului. Aici se apropiește tot de relația cu stăpânul, dar nu atât de mult legat de curăția vieții, cât de împlinirea a ceea ce ți-a dat de făcut. Orice ar fi fost acel lucru. Întreabă-te tu în această seară, potrivit cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, cu chemarea de care ți-a făcut parte, ai făcut ceea ce ți-a dat El de făcut? Da sau nu? Ești un rob folositor sau un rob nefolositor sau netrebnic? Așa cum la judecată se evaluează cuvintele folositoare sau nefolositoare, tot așa se evaluează dacă am ascultat și am fost de folos sau n-am ascultat și am fost nefolositor. Aici scrie, aruncați-l într-un întuneric de afară, de plânsul și scrâșnirea dinților. Acesta este orizontul textelor cu privire la a fi folositor și a fi nefolositor. Mai avem o referință în Noul Testament cu privire la subiectul nostru. Referința este 2 Petru 1 cu 8. Acolo scrie așa. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, și acum vine termenul nostru, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Care sunt acele lucruri? Haideți să le citim. Deschidem la 2 Petru 1. Citesc începând cu versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi am avut în anii trecuți un șir de mesaje vis-a-vis de aceste 7 trepte. Începi cu credința și ajungi la iubire. Fiecare se clădește pe tot ce a fost înainte. Cu alte cuvinte, pe temelia credinței se adaugă fapta. Pe acestea două, cunoștința. Pe cele trei dinainte, înfrânarea. Pe cele patru dinainte, răbdarea. Pe cele cinci dinainte, evlavia, apoi dragostea de frați și apoi iubirea de oameni. Drumul de la ce spun că cred până la a iubi pe oameni nu e un drum rapid. Presupune
anumite trepte. Pe toate acestea le avem în vedere atunci când vorbim de a fi folositor. Îi spune, măi, trebuie să-mi dau seama ce mi se cere și dau drumul, fac. Dar nu e așa. Sunt situații, avem oameni care din una ajung la a doua rapid. Dar cei mai mulți nu sunt așa. Cei mai mulți au nevoie de temelia aceasta care se zidește treptat, 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 treptat. De aceea, pe treptele acestea de la credință la iubire, cam pe care am ajuns eu? Sau dacă odată am mers până la treapta șaptea, poate a fost situații în care m-am coborât la treia, la a doua, sau chiar la început, din nou. Faptele mele, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, mă urc și mă cobor, mă urc și mă cobor. Dacă ele sunt zidite, construite în caracterul meu, eu nu voi fi leneș. Eu nu voi fi neroditor. Eu voi fi de folos. Voi fi activ. Vedeți, fiecare om are nevoie în sufletul lui de anumite lucruri care să-l pună la treabă. De aceea stai și privești adunarea sau adunările și vezi o parte din frați, nu mulți, sunt activi. Cea mai mare parte nu prea. Așa e? Și stai și îți bați capul și te întrebi ce se întâmplă? Acesta este un răspuns. Poate principalul răspuns. Focul de la început, dragostea din tâi s-a stins și a rămas așa, o toamnă permanentă care plouă, e rece și nu se întâmplă nimic. Așa ceva trebuie să facă fiecare om, fiecare frate. Ținta este să iubești pe oameni. Să se vadă în viața ta acest drum, această scară de la credință la iubire. Știți de ce e nevoie de toate acestea șapte? Uitați una dintre ele. Sau două. Înfrânarea și răbdarea. Eu mă voi sătura foarte repede să lucrez cu oamenii. Mi-ajunge de două, trei ore. Și îmi dau seama că dacă nu exersez înfrânarea sau stăpânirea de sine, n-ajung nicăieri. Le trântesc rapid și zic, să fiți sănătoși. Așa e pe toți pățim asta. Și pe bună dreptate, nu? Că noi suntem așa cu siguranța mai scurtă. Nu. Pleznim repede. E nevoie de înfrânare. Stăpânire de sine. Iar deasupra, sau treapta următoare, e nevoie de răbdare. Spun, mai, uite, am spus odată, am spus de 1000 de ori, dar parcă tot degeaba. Nu țineți minte acum vreo o lună, două. Noi știm că fiecare din noi nu e terminat. Dumnezeu a început să lucreze. Și credem că își va duce la sfârșit lucrarea. Dar a ajuns până unde a ajuns. Cât l-a lăsat fiecare. Dar niciunul nu suntem terminați. Vedeți, a fi de folos stăpânului implică așa de multe. Pentru că piedicile așa de multe. Credința este stadiul incipient. Fapta, cunoștința. Treptele astea le parcurgem rapid. Credem, ne punem la treabă, începem și adunăm cunoștință, dar dintr-o dată ne lovim de perete. Și nu mai merge nimic.
acolo e nevoie de înfrânare. Ca să mergi mai departe, e nevoie de răbdare. Apoi de evlavie. Apoi să iubești pe toți din biserică, dragostea de frați. Și apoi să mergi dincolo, iubirea de oameni. Asta este, noi toți știm. Cât este de greu. Cât de răi sunt oamenii din afară. Cât de vicleni. Cât de ascunși. Având scara aceasta, treptele acestea ale caracterului, Apostolul Petru spune la bătrânețe, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Fraților, când ne surprindem pe noi, așa, într-o vacanță prelungită din care nu vrem să mai venim, sau când surprindem pe altcineva, că nu mai face nimic, nu de niciun folos, aici trebuie să undeva s-a oprit. Spune, nu se mai poate. Nu se mai poate. Se oprește. Îl vezi rar. Undeva.